Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre ce își doresc de la voi anumite persoane la care vă gândiți. Doar trei opțiuni aveți. Nu pot să fac mai mult. Mă duc și eu în sfârșit. Trebuie, mi-am făcut curaj să merg mai departe și să îmi fac manicură. Așa că mai suportați-mă o etalare. Știți bine că n-am putut să ies din casă 2-3 săptămâni aproape. Aveți de ales între 1, 2 și 3. Bănuiesc că se văd destul de bine în principiu, nu? Vedeți mai aproape? Uitați, o steluță, un cal, e telefonul în priză și o piatră albastră, aquamarinu, calul din argint, din el, știți, îl știți, dar nu mai pun nicio bijuterie până nu fac unghiile. Așadar, vă puneți pauză, eu îmi pregătesc cărțile. Mi-am pregătit mai multe seturi de cărți, să vedem cum reușesc să le folosesc pe toate. Cei la care vă gândiți când aveți steluță roșie, vă gândiți că aveți multă atracție, pasiune, evident. Steluța înseamnă posibil și persoană publică, într-un fel sau altul, sau care lucrează cu un anumit public, un anumit număr de oameni. Steluță mai mică, mai mare și acest roșu sclipicios, evident, că arată o stare de bucurie pe care o simțiți în preajma lor, ei în preajma voastră, dar bănuiesc că mai degrabă este starea voastră în preajma lor. Fiind o steluță de Crăciun, probabil că simțiți o senzație de sărbătoare, simțiți că e un cadou erotic, că o să vorbim și despre așa ceva posibil. Hai să vedem totuși ce-și doresc de la voi acești oameni. În această perioadă, sau când veți mai asculta voi această etalare, sau când veți mai asculta voi această etalare. Ups! Ia uite, cavalerul de cupe, vor să fie romantici, mai, să vă invită la un pahar de bere, nu merge pe frigul ăsta. Poate de vin cu scorțișoară, apropo de melodia pe care am canalizat-o ieri la o cană cu vin, da... Scorțișoare și puișoare. E, bine, merge și altceva, martini, ce vă mai place vouă. Eu nu sunt whisky, dar poate unii preferați whisky, nu știu. E. Nu mi se pare. Mi se pare prea masculin pentru o femeie. În fine. Dar cavalerul de cupe vrea să fie romantic, vrea să vă ia în brațe, să vă spună cuvinte frumoase, să vă facă complimente. Ce își dorește? Evident că dacă e, își dorește să primească același lucru, dar cavalerul de cupe e destul de conștient că dacă nu oferă această cupă, nici nu o să primească vreun răspuns. Așadar, își dorește să se poarte așa frumos cu voi, dar evident să și primească 7 de bâte, dar a venit, ați văzut, pe orizontal. Asta înseamnă că dacă unul dintre voi a fost mai precaut, acele acțiuni defensive încep să-și schimbe culoarea, să zicem, gustul, că tot vorbim de cupe. Aș spune eventual 7 de bâte și cavalerul de cupe. Ori vor să lase ei garda jos, să nu mai fie defensiv, să nu mai stea în spatele gardurilor sau neapărat gardurilor sau scutului. Poate că dacă sunt steluțe sau stele, sunt precauți pentru că atunci când lucrez cu publicul, există mulți nebuni care te caută, nebuni, nebune, și atunci trebuie să fii într-adevăr precaut. Hai să zicem în spatele bodyguardzilor. Drăguță! O fi pentru cineva, da. Dar... își doresc ca și voi, eventual, dacă ei fac acest gest și voi să fiți un pic mai deschiși. Pentru că, da, acum etalăm ce își doresc ei. Eu te împărăteasa, da, pentru că vă văd frumoase sau frumoși, da, și domnii pot să fie foarte frumoși, nu doar. Și mulți domni sunt frumoși. Acum ideea este că această împărăteasă este o energie feminină înaltă. Nu e doar o femeie frumoasă, nu e doar un bărbat chipeș, bine clădit, da? Sexy. Nu, este mai mult decât atât. Și asta îmi spune că dacă voi vă țineți garda, să zic, că vă apreciați și selectați ceea ce primiți, da? Nu orice bâtă, nu orice ofertă sexy este pentru voi, încep și ei să aprecieze și eventual să,
să se gândească într-un mod mult mai profund. Îi învățați, dacă voi faceți acest lucru, îi învățați cu acest mare preot să se stimeze, da? Să se iubească în sensul frumos al cuvântului, nu doar să aibă grijă de aspectul lor fizic, ci să aibă grijă și la ofertele pe care le primesc. Măi, că nu-i frumos arăt cu degetul, mai ales că nu mi-am făcut unghiuțele. Da. Sunteți o persoană specială. Dacă sunteți femei, vă văd într-adevăr o raritate, să zic, dintr-un punct de vedere. Nu musai, repet, frumusețe fizică, deși posibil aveți, aveți un șarm aparte sau un fel de a merge sau un fel de a vă îmbrăca, dar în primul și în primul rând este o vibrație a dragostei care pe care o împrășteați în jur ca pe un parfum select. La fel, același mesaj poate să fie și pentru bărbați, evident. Dacă sunteți bărbați, probabil că se simt așa învăluite în mirosul vostru, în parfumul vostru, eu știu ce... Chiar dacă, repet, sunteți masculin, poate că aveți un fel politicos, elegant de a vă purta măcar cu ele. Și el apreciază acest lucru, ce își doresc. Eventual, dacă sunteți bărbați, își doresc să fie apreciate la adevărata lor valoare, să fie, nu aș spune musai adorate, deja chestia asta cu adorarea e o exagerare cu care eu nu sunt de acord, nici să fie privite ca o zeiță, iar, ca niște zeițe, iar, este o îndrăzneală cam mare, dar să fie apreciate. Să fie apreciate, asta ar doresc. Respectate, onorate într-un fel sau altul. Măcar că deschizi ușa în fața unei femei, îi pregătești scaunul când se așează, dacă e să mergeți undeva la o întâlnire. Cavalerul de cupe își dorește o întâlnire, ia uite, și valetul de cupe, da? Cavalerul și valetul de cupe. Poate că își doresc să exprime și niște scuze. Interesant, judecata. Judecata înseamnă renaștere, împăcare. Și-ar dori eventual să-i judecați un pic mai blând, nu foarte dur, în cazul în care au făcut niște, da, în cazul în care s-au reținut față de voi, au pierdut eventual, poate unii, dacă sunt mai cavaleri, au pierdut timpul cu prietenii, cu distracțiile și nu au ales manifestarea acestei relații într-o stare de optimism și de anticipare. Hai să vedem ce își... asta aș mai vrea din setul acesta, e nouț. Ce își doresc de la voi? Ia să vedem. Cavalerul de cupe. Am zis că vor să dacă ei sunt romantici, să le răspundeți în același fel. Am zis că sunteți o persoană specială în acest valet de cupe. Există un peștișor, la peștișorul de aur. Sunteți persoana lor norocoasă. Așa se simt, norocoși în preajma voastră și își doresc să le împliniți niște dorințe. Să vedem mai încolo cam ce dorințe ar fi. În primul și în primul rând, deschidere. Și cavalerul de cupe, valetul de cupe, interesant cum se privesc față în față. Amândoi trebuie să lăsați gărzile, garda. Gărzile să le dați concediu, gărzilor personale, bodyguardzilor și garda personală să o puneți deoparte. Dar vedeți că sunt două persoane, fiecare cu o cupă în mână. Ar fi un soi de doi de cupe, cu alte cuvinte, să discutați de la suflet la suflet. Lucruri frumoase, să iertați. Bine, asta își doresc ei. Asta parcă vrea să vină. Ia uite, prietenie și gratitudine. Vedeți cum a vrut să vină? Probabil dacă ar fi să vă facă să vă dea un buchet de flori, ar avea lalele în el. Ce spune aici? Ia să zice. Haide să fim recunoscători pentru persoanele pe care sau care ne-au făcut fericiți. Ei sunt grădinari încântători care ne fac sufletul să înflorească. Deci, cam în acest fel gândesc ei despre voi, simt și își doresc să primească și din partea voastră prietenie. Să, cum zice? Pentru că voi faceți fericiți, fericite,
posibil își doresc acest tratament, judecata, această gândire mai blândă și să vă bucurați de energia care de fapt este să treceți peste supărări. Ce este? De uite ce frumos! Demnitate, că nu întâmplător a apărut, da, împărăteasa. Demnitate, Dalii. Wow, ce frumos! Aici este vorba de un bărbat. Un bărbat înțelept are demnitate, fără mândrie. Ce frumos! Un nebun are mândrie fără demnitate. Puf, ce frumos! Probabil că judecata înseamnă și transformare. Face parte, da, din transformarea acestor oameni în relație cu voi. Hai să vedem ce își doresc frumos. Mă bucur că am luat aceste de cărți. Ce își doresc de la voi? Ca să nu mai stăm așa foarte mult. O să tai cărțile, da? O dată. De două. Cinci de cupe. Da, au fost lacrimi. Au fost regrete. Ați pierdut. Ia. Dar acum ați pierdut posibilitatea unei romanțe. Ați pierdut pasiunea în lacrimi și regrete. Dar acești oameni vor să se întoarcă. Să vă recâștige încredere cu încrederea cu asul de spade, să vă elibereze și pe ei, să se elibereze și ei de atitudinile defensive, de legăturile care, karmice, de eu știu ce alte lucruri care v-au ținut. Nu mai știu, parcă. Hai, mai o dată. De două ori. De trei ori. Eu asul de spade nu-l văd sadomasochism exclus, nici experimentalism, îl văd eliberare. N-are cum, o sabie să... Și e și as. Asul care înseamnă dreptate, dacă ar fi alte cărți. Da. Oh, ce frumos, lumea! Vai, ce frumos! Regina de spade. Marea preoteasă. Posibil, pentru unii sunteți la mare distanță, unul față de celălalt. Unul posibil să aibă marcaj puternic în semn de aer, celălalt să aibă marcaj puternic, energie de pești, rac, scorpion, celălalt energie de geamă în balanță sau vărsător. Mai sunt și elemente fixe, gen vărsător, leu, taur și unde mai este? Ce-mi scapă? Scorpion, evident. Energie fixe, însă... Ce își doresc de la voi? În primul și în primul rând să se întoarcă cu judecată, să se întoarcă de la distanță și să vină să discute de la suflet la suflet. Iar e o discuție și rațională în care ar trebui să-i ascultați. Interesant așa simt, că judecata asta înseamnă cineva comentează, vorbește, expune ceva. Nu musai cu trompeta. Trompeta e un simbol al comunicării, al avertizării. Poate să fie și al muzicii. Însă, se vrea comunicare rațională și emoțională, apropo, da, rațională. Emoțional este susținut primarea preotasă de mai multe ori, în fine. Deci, se doresc prezentarea unor explicații. În primul și în primul rând, această discuție este foarte importantă în a vă readuce înapoi unul lângă celălalt și în a crea un nou capitol, o nouă lume împreună. Din punct de vedere erotic, am zis că vă adoră, vă iubește, vă place la maxim, da? Bărbat, femeie, nu contează ce sunteți. Sunteți într-un fel sau altul puși pe un piedestal. Vă văd foarte, foarte frumoși. Acum, adevărul este că amândoi sunt frumoși, da? Și el este frumos și ea este frumoasă. Da, nu știu cum să explic. E un mister ce se întâmplă între voi. Poate că sunteți diferiți din niște puncte de vedere. Poate că distanța aceasta a creat multe confuzii și mult mister, însă se vrea o uniune profundă. Posibil pentru unii dintre ei își doresc să comunice online cu voi, până se va manifesta întâlnirea față în față. Încă o carte. Ah, ce frumos! Regele de bâte. Am zis că e o energie de la egal la egal. Nu știu dacă am zis-o, dar era în minte, da? Regele de bâte, da?
vor să vă protejeze, să vă țină sub pelerina lor protectoare. Rumburac, poate că v-au fermecat la un moment dat, mi-aduc aminte de rumburac. Da, și să mergeți undeva în jurul lumii, să plutiți în zone necunoscute, misterioase. E un erotism aparte, e un erotism care se manifestă și pe cale mentală, prin felul în care comunicați, nobil, dar sexy. Adică poți să faci, să ai discuții interesante care să stimuleze și mintea, dar și simțurile. Pentru unii chiar e plăcut, da? Unii nu gustă. Nu vorbesc despre dirty talk, nu, n-are. Aici la Regina de Spade și Regele de Spade nu vorbesc urât, nu. Sunt niște oameni, apropo de mesaje, de demnitate, de prietenie, sunt niște oameni care se onorează și atunci când iubești și te onorezi, n-ai cum să vorbești urât. Nici măcar nu-ți doresc să experimentezi, pentru că uniunea este atât și sentimentele și... sunt atât de profunde și există atât de mult respect, noblețe, cum am vorbit mai devreme, încât nici nu dorești să experimentezi. Te încântă numai comunicarea de la suflet, de la minte la minte, eventual descoperirea acestui mister, cum ați ajuns să vă cunoașteți, cum de, într-un fel sau altul, chiar dacă sunteți diferiți, chiar dacă sunteți la mare distanță, aveți o royalitate specială și unul și celălalt. Chiar dacă sunteți oameni simpli, repet, și aici este un mister. Unul dintre voi poate că este mai pudic, unii dintre voi poate că este mai axat pe zona spirituală decât celălalt, dar împreună, mai, nu știu, dați bine și vă încurajați cu această pelerină galbenă, vă stimulați ego-ul, nu ego-ul, energia. E o mare diferență între ego și energie, da. Ce-și doresc? Asta-și doresc, să vă protejeze. Să vă îmbrățișeze, să-i îmbrățișați. Apoi să mergeți mai departe. Eu știu ce mai faceți, să vă desprăcați, vă alintați. Dar totul e frumos, e romantic, e inteligent, este cu mult respect. Cu mult respect. Să descoperiți cu Marea Preoteasă, să descoperiți împreună jocuri erotice. Unul probabil că știe mai mult și nu spune. La capătul setului de cărți, Regele de Monede și Șase de Spade. Își doresc să lase în urmă relațiile 7 de spade, 6 de spade. Să lase în urmă relațiile în care s-au mințit, poate cu alte persoane, poate cu voi. Nu contează. Deci vor să lase în urmă această atitudine nesănătoasă în care și-au sabotat respectul față de ei, eventual. Și vor să vină înspre voi, vor să vă impresioneze. Dacă sunteți doamne, acești bărbați sunt concentrați 100% pe voi. Arupe hainele și lanțurile de pe voi ca să vă descopere și să... Care e chestia cu vulnerabilitatea? Să vă bucurați de vulnerabilitatea voastră într-o atmosferă de încredere. De încredere. Așa simt mesajul. Să vorbiți mai puțin și să vă simțiți cât mai profund. Acum, cam asta ar fi mesajul. Mai mult, nu știu dacă e cazul să vorbesc. Nu, e suficient. Cineva, o ascultătoare, nu știu, sau ascultător cu cont de ascultătoare, m-a rugat să mai fac acest gen de etalări intime un pic mai des. Și iacătă, le-am făcut. Sper că vă plac. V-a plăcut. Okidoki, numărul 2. Cei care ați ales acest căluț, știți că acest cal înseamnă libertate. Ce-și doresc? Eventual să vă eliberați de un fost, de o fostă, de o situație neplăcută și, că tot vorbim de erotism, să vă eliberați, să vă simțiți liberi. Da, să eliberați energia acumulată cât timp nu ați fost împreună, de tensiune. Hai să vedem. Ce-și doresc de la voi în această perioadă sau când veți asculta voi acești oameni? Bărbați, femei, nu contează. Au un sentiment al libertății deosebit. Probabil că și voi și asta admiră foarte mult. Pasul de monede, interesant. Își doresc
Să înceapă ceva nou, o relație, o prietenie de lungă durată, stabilă, serioasă, să vă ofere un cadou, să... Ce frumos! Să vă vadă cum vă bucurați de cadoul oferit. Ia uite, ia uitați cum primiți în brațe, când, cum îi îmbrățișați ei să vă ofere ceva și voi... Pentru mine, mulțumesc frumos, dar ce drăguț, drăguță ești, ce frumos cadou! Cum de te-ai gândit că ar putea să-mi placă? Cum am gândit, probabil că v-ați studiat suficient de mult ca să înțeleagă ce vă place. Ce frumos, ce-și dorește, da. Să fiți așa un pic copilăroase, probabil că vă stă bine copilăroase. Asta sunt prea multe. Da, împărăteasa, regele de bute. Simt nevoia, deși sunt multe, n-aș fi vrut să iau așa de multe, pe acestea le pun. Așa, așa, așa. Își doresc să vă cucerească cu șase de bute, să vă cucerească, domnule, să lase în urmă visurile, speranțele, adică nu speranțele, în sensul că vor să pună speranțele în practică, vor să vă cucerească. Să lase în urmă rugăciunile, intențiile, manifestările și să treacă la acțiune. Șase de spade. Eventual trebuie să facă o călătorie sau mai mare. Nu e foarte mare șase de spade. Ideea este să lase în urmă niște ape tulbure. Acestea ape tulbure ar putea să fie emoții negative, de neîncredere sau, apropo, de eliberare. Acele ape tulbure să reprezinte niște situații neplăcute și în viața voastră și în viața lor, care v-au ținut separat. Separați. Da. Moartea îmi arată că pentru unii numărul 13 se însemne ceva. 13 e într-adevăr un număr special. Probabil că e o relație care s-a încheiat de mult și se vrea manifestarea unui nou ciclu. Era cât pe ce să spun înainte să scot cărțile, dar probabil că așa trebuia să spun de atunci. Acum confirmă și cartea. Faptul că e un inel, e un cerc, da? E un nou ciclu. Se dorește manifestarea, în realitate, a unei noi, ce-o fi, prietenii, relație, de, o relație serioasă. O relație serioasă, dar foarte serioasă, pentru că apare... Personajul la care vă gândiți are multă pasiune. Dacă sunteți doamne, știți că acest personaj are multă, multă pasiune, energie. Că tot vorbim de erotism, probabil că are și rezistență, are și... Stai, care-i cuvântul în scapă? În fine, o să-mi aduc aminte. Sunt potenți, whatever. Oricum, sunt puternici, sunt cuceritori, sunt calzi, fierbinți, au un sânge foarte cald. Plin de acțiune, de creativitate. Eventual, și voi, dacă sunteți femei, puteți manifesta această energie masculină din când în când, deși voi... interesant, justiția apare, am crezut că e împărăteasa. Wow! Dar, e drăguț, continuă ideea, că se leagă și mai bine de ce vreau să zic. Dacă sunteți femei, echilibrați energia masculină cu energia feminină foarte bine. Vă echilibrați mentalul cu emoționalul, când acționați, când stați și receptați ce este, ce trebuie primit. Da, da, sunteți în echilibru și acești oameni vor să manifeste echilibru. Vor să manifeste echilibru. Ce aveți aici? Aveți scorpion, balanță, semne de pământ, semne de foc. Până acum. Poate vor fi și semne de apă la următoarea serie de cărți. Dar deocamdată, acești oameni ce-și doresc? Își doresc o relație de lungă durată care să vă ducă, să vă transforme viața, eventual libertatea, în ce sens? Să nu mai fiți doi oameni liberi singuri, ci doi oameni liberi împreună. Adică, doi oameni liberi pot să facă casă, pot să aibă reușită, pot să aibă un contract creativ, eu știu, plin de pasiune, dar care să aducă abundență în timp.
Chiar dacă sunteți liberi, repet, e un cuvânt foarte important pentru voi, atrageți atenția tocmai din cauza acestui fel de a fi nărăvași și unul și celălalt, dar împreună vă echilibrați cu această justiție și ce își doresc foarte mult, repet, acum știți cum e, fiecare visează. Vrabia Malai visează. Rămâne de văzut cât de deciși sunt. Sunt oameni serioși. În acest moment se gândesc serios și serios și destul de asumat, vor să treacă la acțiune. Clar. Cu șase de bâte și regele de bâte vor să treacă la acțiune. Vor să vă impresioneze, vor să vă abordeze așa într-un mod fatal, să nu aveți, să nu puteți să spuneți nu. Evident că din punct de vedere erotic își doresc și o exprimare foarte, foarte intensă. Vor să vă cunoască și din punct de vedere emoțional, dar și rațional. Vor să și manifeste pasiune, dar să manifeste și o relație foarte serioasă. Repet, asta e că mai trebuia. Nu, stai. Au fost probabil șapte de bâte. Ați fost defensiv la un moment dat unul altul. Își doresc acum să vă descopere adevărata natură dincolo de suprafață, dincolo de rochii, dincolo de haine, dincolo de proiecțiile pe care le creăm în viața noastră. Unele chiar sunt necesare. La capătul setului de cărți, roata norocului, adică schimbare de energie, după o perioadă în care v-ați reținut, v-ați făcut griji și unul și celălalt 9 de spade și 8 de spade. Probabil, unul și-a făcut griji că dacă n-o să fie plăcut, dacă... Da. În primul și în primul rând că poate nu-i iubiți, poate nu-i simpatizați suficient de mult. Tentația a existat tot timpul între voi, dar a fost tot timpul o reținere. Acum se vea schimbare de energie cu roata norocului. Uitați să iau aceste de cărți nouleți. Ce își doresc la voi în această perioadă sau când ascultați voi? Vor să creați moștenire. Acum moștenirea aceasta poate să fie un mare succes. Un contract eventual, repet, pentru că apare justiția, dar din punct de vedere erotic, tot ce se va manifesta să fie corect. De asta dată, dacă au greșit cândva, de asta dată să vină corect, respectuos, asumat, să fie de încredere și să transformați. Tot ce a fost durerea acum să devină bucurie, reușită, echilibru, justiție. Ce își doresc la voi în această perioadă? Sweet pea. Nu știu, o să pun traducerea că nu-mi dau seama ce ar putea să fie. Plăcere binecuvântată, apropo de direcția erotică, plăceri binecuvântate, adică nu sunt tăceri, tăceri, zis tăceri, nu plăceri, interesant, probabil că a fost tăcere între voi, a fost această o perioadă de lungă tăcere pe care o vor schimbată, renăscută, dar la 180 de grade e puțin spus, poate 360 de grade în ideea că să intrați într-un alt ciclu, într-o altă dimensiune, da? Însă, ce spune cartea? Plăceri, blissful pleasure, să zicem, plăceri binecuvântate. Urmează-ți bucuria. Urmează-ți bucuria, urmează-ți extazul, urmează-ți binecuvântarea și universul sau harurile, aș spune, și universul îți va deschide uși unde nu vor fi uși către spații, încerc să traduc mai flexibil,
Universul îți va deschide uși către spații unde nu vor fi pereți. Cu alte cuvinte, va fi justiție. Nu va trebui să vă protejați, veți putea fi vulnerabil. Parcă a fost o carte, da? Am vorbit de vulnerabilitate, da? Vor să vadă dincolo de ceea ce, ce vede toată lumea, da? La capătul setului de cărți, interesant. False Indigo. Immersion. Intuiție. Am zis, cu această moarte și cu această carte, când veți fi intim, vor să fie corect, să fie în echilibru, să vă ofere și emoții, dar și o conexiune foarte profundă. Vor să vă urmați și voi intuiția, să-și urmeze și ei intuiția în această relație. Intuiția voastră, ambilor, vă spune că ați da măcar atât, să pot să zic, ați da bine împreună sau vă echilibrați. Nu neapărat că dați bine din punct de vedere estetic, poate sunteți foarte diferiți, dar energiile voastre se potrivesc, se echilibrează, creează echilibru. În viața voastră nu ne interesează ce spun alții. Sper că mă înțelegeți exprimarea. Ce spune aici? Când ajungi la sfârșit, apropo de moarte, la sfârșit, de lecție, să spunem, de lecție, la sfârșit de lecție, de ciclu, pe care ar fi trebuit să-l știi, vei fi la început, vei fi la începutul unui alt ciclu pe care ar trebui să-l intuiești. Oare cum se leagă de ce am spus mai devreme? Urmați-vă intuiția. Indigo, interesant! Poate sunteți copii indigo, ambii, și trebuie să lucrați împreună. Ce frumos! Sunteți dulci. Probabil că vor să vă trateze și cu dulciuri. Da, apropo de cadou, să vă invite la restaurant, dacă aveți voi, unii poate nu. Sau să vă gătească ceva bun, bun, bun. Să vă ofere ciocolată, prăjiturele. Bun, bun. Acum și erotic. Ce vă place vouă? Ce considerați voi că e mai dulce pentru voi? Acolo știți voi. Voi vă cunoașteți gusturile din punct de vedere erotic. Dar clar că își doresc să vă guste, să vă miro. Extraordinar. Asul de monede. De două ori asul de monede. Măi, oamenii ăștia sunt chiar... Probabil că au trecut prin profunde transformări. Chiar vor să începeți ceva. Deci este și o inimă. Au multă dragoste și foarte serioasă. Regina de spade, să vă spună ceva. E o discuție, cum a spus mai devreme, foarte rațională. Se dorește o discuție rațională și emoțională, în echilibru, în care să puneți bazele unei prietenii, unei relații de lungă durată. A venit foarte greu această discuție. 6 de bâte, dar v-au pândit din umbră, vă doresc de mult timp. O dată, de două ori asul de monede și am văzut și de două ori 6 de bâte, de două ori, de trei ori. Dacă până acum s-au simțit cuceriți de aspectul vostru, de energia voastră, acum vor să vă cucerească pe bune. Sau își doresc, așteaptă, dacă sunt Doamne, probabil că așteaptă să le cuceriți, să le luați cu calul. Cai putere, că acum cai nu mai sunt. Cu niște cai putere. Nu văd până acum. Eu te judecat, are renaștere, moarte și renaștere. Steaua, vai ce frumos. Asul de cupe, masă, păcit. De două ori asul de monede, asul de cupe, justiția. Măi, oamenii ăștia sunt foarte serioși în acest moment. Gândesc foarte serios. Gândesc că sunteți predestinați, că vă vindecați, că puteți să creșteți împreună, să aveți o misiune. Probabil că așa gândesc. Posibil și dacă sunteți cu vibrație înaltă, indigo, probabil intuiesc că aveți ceva de creat, special, judecata. Posibil că primească o informație pe cale divină
Ați avut o familie cândva într-o altă viață și simt această legătură foarte profundă și doresc să o manifeste și în această viață, dar corect. Dar să vindecați ce nu ați reușit să faceți în celelalte vieți anterioare. Probabil că, da, primesc niște informații. Au primit în această perioadă de transformare. Veți afla dacă le dați șansă. Și vă iubesc ca pe lumina din ochi, așa simt. Deși am văzut o steluță în frunte. Apropo de steluță în frunte, doamna are această stea. În special, doamna. Apropo de cupe, că spuneam că nu sunt bas, sunt și cupe. E un as mare, o cupă mare. Dar trebuie să discutați înainte. Asta își doresc foarte mult. Să feriați acest potențial. Pâinea, da, e o energie foarte hrănitoare. Și mărul este, dar uneori poate să fie tentația, pofta. Să separați între poftă, între emoții și între ceea ce puteți voi să creați. Pâinea se creează, da? se coace. Ceea ce puteți voi coace împreună. Pentru că aveți, ei așa simt, asta își doresc. Să vă mențineți această flacără care a fost, este, pentru ei este în continuare față de voi. Și îți doresc să aibă o discuție, doi de bâte, în care să vă propună ceva, eventual să vă ofere asul de monede, asul de cupe. Din punct de vedere erotic, iar simt o dragoste foarte, foarte profundă. Probabil că și-ar dori să vă facă masaj, să vă alinte, să vă brățișeze tot timpul. Nu simt nimic de genul experimentalism, care în general, pentru cei care vor să recunoască, experimentalismul ține mai mult de alte stări, mai puțin de această stare de binecuvântare, da? Plăceri binecuvântate. Bine, așa zic eu. Poate că traducerea ar fi un pic diferită, dar dacă așa vine canalizarea, așa o las. Pentru că steaua îmi confirmă că am zis totuși bine, trei de bâte. Probabil că v-ați așteptat. Se dorește un nou început zero. Mamă, dar ce etalare zero. Să lăsați în urmă tentațiile. Chiar tentația, faptul că voi vă doriți unul pe celălalt, e o tentație. Repet, puteți să fiți foarte diferiți, dar asta nu înseamnă că nu puteți, tocmai pentru că sunteți diferiți, vă completați, da? Și puteți să creați ceva special. Trei de bâte. Își doresc ca la următoarea întâlnire, după această așteptare, după această transformare, să vă sărute, mă, și voi să-i luați în brațe și să-i sărutați, să joace cu părul vostru, să vă simtă plin de dorință, că v-a fost dor de ei. Ce dulce, dulce, sweet. Dar, ce să zic, măi, deja simt așa în suflet aici, chiar o legătură foarte profundă. Le ungeți sufletul, măi, le ungeți sufletul cu energia voastră. Foarte frumos, foarte frumos. A fost așteptare, 6 de monede, ia, 6 monede, 3 de bute, așteptare, în care, ia uite, și 2 de cupe, vor să vă ofere, 6 de bute înseamnă și reciprocitate, tocmai pentru că i-ați așteptat, pentru că a fost această, așteptarea a fost necesară ca să se transforme ei, eventual și voi, ambii trebuie să, pentru că sunteți suflete perechi, 2 de cupe, mai și ciocolățele și smochine și tot ce mai dulce și erotic pentru voi. Nu pot să explic pentru că asta este diferit de la om la om. Dar ce frumos, mă, ce frumos. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Cineva a vrut să mai fac și cu aceste cărți o etalare. Numărul 3, cei care ați ales Aquamarine, da? Hai să vedem cei care ați ales Aquamarine. Ce-și doresc de la voi? Să-și exprime. În primul rând își doresc ei să-și exprime emoțiile. Ia uite, eremitul este tăcere în această perioadă. De-aia am zis că își doresc să exprime emoțiile.
Sunt într-o perioadă de tăcere, sunteți, dar nu vă vorbiți. Unul dintre voi îl ghidează pe celălalt cu lumina sa, dar celălalt trebuie să-și caute și lumina proprie și energia și... extraordinar turn, a fost separare bruscă, nebruscă, s-a dărâmat întreaga lor viață și a voastră poate, nu întreaga nu s-a, dar o fundație, poate n-ați creat pe fundația potrivită, poate întâlnirea dintre voi va și separarea și tăcerea vă obligă să vă recreați, să faceți alte planuri, alt design pentru această relație, dacă vreți. New design. Iar să arăt ce ai. Interesant, ceaiul cupe emoții. Probabil că emoțiile par înghețate din cauza acestei tăcerăriste necesară. Cavalerul de cupe, interesant, a fost la numărul 1. Da, măi, deci v-ați abandonat unul pe celălalt sau unul sau celălalt, ce a fost? A fost o discuție. A fost o discuție în care s-a spus adevărul, probabil, și a deranjat. Celălalt a stat interesant. Interesant, da? Unul dintre voi n-a putut să decidă, probabil că ei n-au putut să aleagă între a exprima adevărul, a exprima ceea ce simte, da? Se exprime cavalerul de spade, ceea ce simte cavalerul de cupe, sau a sta în această atmosferă foarte strictă, tradițională, eventual a rămâne într-o relație karmică sau a îmbrățișa neașteptatul, dar discuția dintre voi a adus mai degrabă separarea, tăcerea, abandonul, în loc să se exprime emoțiile. Dar acest personaj simte foarte multe. Ia. Prima a fost asta și apoi asta. Da. Unii dintre ei probabil că sunt căsătoriți. Și iar, trebuie să-și facă planuri. 5 de spade. Regele de cupe. Simte foarte multe emoții. Simte dragoste, regele de cupe. Dar se simte blocat între 8 și 5 de spade. Se simte blocat de niște circunstanțe, probabil de o căsătorie, probabil de o mamă, de mama copiilor, de niște probleme financiare, își doresc să ajungă la o stabilitate financiară cu voi și trebuie să așteptați ca să... Așa e gândirea lor, da? Gândirea lor, dar simt foarte mult regele de cupe. Poate că au fost, da, cu 5 de spade, posibil să fie și invidioși în preajmă. Da, a fost o perioadă în care a existat un oarecare joc mental între voi. Care exprimă, care nu exprimă, care tace mai mult, da? Care face pe detașatul emoțional mai mult, da? Care aceste jocuri v-au făcut să plecați, 8 de cupe, să plecați, să vă săturați. Dom'le, nu există, apropo de emoții, nu există emoții. S-au răcit emoții, apropo de ceai, că s-a răcit ceaiul. Adică jocurile astea mentale nu fac nimic decât să întrețină o stare de confuzie, o energie negativă. Acești oameni, ce își doresc? Să-i așteptați, interesant. Să aveți răbdare cu ei, să-i protejați eventual. Poate să-i inspirați în continuare în ce direcție să aleagă sau ce, în ce direcție să meargă, ce alegeri să facă, dar astea mai sunt și lecțiile personale. Una e să inspiri, una e să aștepți și alta e să stai pe loc, pentru că celălalt nu poate să decidă, nu poate să plănuiască, pentru că stă în această energie 8 de spade, da? Preferă să viseze la voi cum va fi când vă veți întâlni, dar de a acționa nu acționează ce își dorește. Dar intențiile sunt. Tu de câte intenționează, încearcă să-și schimbe intențiile. Probabil că e greu dacă au fost 4 de monede până acum, dacă au fost mai închiși în ei, este greu să se extindă. Că 2 de bâte merge către expansiune. Ar trebui măcar comunicarea online să se păstreze, dar cu eremitul probabil că sunteți în tăcere.
ce-și doresc. Pentru unele doamne, să știți că și-ar dori să fiți soția lor, regina de monede, pentru că le vă consideră înțelepte, valoroase, echilibrate, creative. Frumoase, cu stimă față de voi și cine nu și-ar dori un asemenea om, nu? Ideea este că trebuie să-și facă un pic de curaj să înceapă să muncească în această relație, să înceapă să manifeste stabilitate și creație între voi doi. Dar pentru unii posibil să trebuiască să aleagă între o mamă, o soție și voi. Romanța. Voi sunteți sprijinul lor. Interesant. Sprijin și inspirație. Poate oamenii ăștia joacă fotbal, interesant, că văd globul ăsta, îl văd ca pe o minge, joacă ceva, basket, handbal, fotbal, tenis. Din păcate nu prea le-a ieșit, seamănă cu minge. Probabil că sunt sportivi și își ocupă timpul. Dar chiar și așa, în direcția, dacă ar merge spre voi, ar putea să se exprime mult mai jucăuși decât o fac probabil acum. Cavalerul de cupe. Ce simt în acest moment? Bine să tușesc. Probabil că oamenii când e vorba, când trebuie să exprime emoțiile, apucă tusea. Îi apucă stresul. Au un blocaj la nivelul chakrei a 5-a. Am văzut Liliacu, ce spune? Da, sunteți virtuoase, doamnelor. Sunteți virtuoase. Aveți o energie regală. Asta că văd crinul și am văzut și în timp ce am amestecat crinul. Sunteți virtuoase. Și tocmai pentru că sunteți virtuoase, își doresc să-i așteptați. Pentru că știu că nu vă aruncați. După orice monedă, după orice bâtă, după orice cupă, după orice aventură sexuală, după orice poveste, eu știu, sau cuvinte și, care-i cuvântul, complimente, nici după darul, dacă cineva vă face un dar, gata, nu. Adică sunteți, vă păstrați valoarea, vă știți valoarea și de-aia vă păstrați. Ce își doresc de la voi? Multă pasiune. Multă pasiune, dar stă pe loc. Și totuși își doresc să comunice. Probabil că veți primi vreun text, mesaj, ceva mai romantic sau nu neapărat romantic, care se exprime într-un fel. Ar putea să fie destul de stângace emoțiile pe care le simți față de voi. Pentru că meritați apă, da? Dacă, da? În această energie de pământ meritați apă, meritați să... Da, într-un pământ uscat nu poate să crească nimic. Și atunci ei trebuie să însemineze acest pământ, nu să-l fertilizeze. Măcar cu niște cuvinte frumoase care să evoce cât de cât stările lor pe care nu le-a exprimat până acum. Posibil, interesant cum a venit mesajul, posibil și-ar dori să fiți mama copiilor, să aveți copii împreună. Interesant cum vine mesajul. Hai, dă-mi o carte. Ce-și mai dorește acest personaj de la numărul 3? Vedeți că vin și cărțile mai greuți acum. Asta? Ok. Ia uite, să fiți jucăuși. Apropo, da. Își dorește să fie jucăuși zambila. Probabil că dacă vine Valentine's în curând, veți primi 1 martie zambile. Toate plantele sunt frumoase, ce spune aici.
Interesant, joaca este o cale regală către copilărie. Royal Road to Childhood. Ce frumos! Către copilărie, către fericire și către strălucire matură, să spunem. Interesant, extraordinar. E a doua oară când a apărut câinul. Apropo de maestate și virtute. Maestate? Regalitate, să-i spun, în cazul în care nu folosesc cuvântul potrivit, ce zice. Da. Crinul este o emblemă rară a virtuților înalte, speciale. Deci ei știu, ei simt că sunteți speciale și își doresc să se poarte pe măsura cât pot și ei, da? Pe măsura valorii și unicității voastre. Ce își doresc de la voi în această perioadă? 8 de cupe ar putea să fie și o reîntoarcere. Ar putea să fie. 8 merge către 9. Dacă am început să conștientizeze un pic că în viață trebuie să te iubești și să stai cu oameni care te apreciază, care te iubesc, dar vor să fie jucăuși. N-a apărut cavalerul de bătut deocamdată, dar e o altfel de joacă. O joacă în care își arată și respectul față de voi. Iar nu e o chestiune experimentală, nu e de hai să râdem de dragul de a râde sau... Nu, pur și simplu râdem pentru că suntem fericiți unul în preajma celuilalt, pentru că vibrația asta înaltă, respectul de sine pe care îl ai tu, doamnă sau domnule, dacă sunteți într-o energie feminină, mă încântă și mă protejează. Ce își doresc de la voi? Multe. Astea sunt prea multe, le păstrez pe aceea. Moartea, marele preot. 6 de spade. Vor să vină înspre voi. Dacă sunt căsătoriți, am senzația că se încheie această cu moartea și marele preot și 7 de... Da, probabil că unii sunt plictisiți. Au muncit degeaba în preajma unei mame, unei soții. Dar vă văd pe voi, soția lor potrivită, soțul lor potrivit, și dacă ați putea să așteptați până aleg, până fac pașii, până. Da, pentru că vor să vină 6 de spade, vor să vină să rupă lanțurile în care stau și eventual reținerile voastre, dacă voi aveți o reținere, să renunțați la orice reținere și să fiți... profunzi, intenși unul cu celălalt. Asta este, da, o dragoste fatală, transformatoare, neașteptată. Dacă până acum, interesant, cum au fost experimentale, da? Au fost cavaleri, interesant, au fost cavaleri de bâte, de spade, au fost, dar cu această împărăteasă n-au cum să mai fie. Și împărăteasă și marea preoteasă. Dar aici este regele de spade. Este în trio. Regele de spade. Personajul acesta rece. Apropo de ceaiul rece, da? Cu emoțiile reci. Care a experimentat, de dragul experimentării, diferite chestiuni. În preajma voastră, emoțiile sale se transformă. Simte o legătură profundă, emoțională, își dorește stabilitate cu voi, nu cu cealaltă persoană în care s-a plictisit, da? Un sentiment de banalitate. Hai să facem lucrurile că toată lumea face. Nu. Din acest motiv au și căutat în afară, pentru că era plictiseală. Acum, în relație cu voi, am zis, vor să vină, să... Dacă s-ar putea să discute mai puțin și să simțiți aceste emoții în momentul în care... Nu știu, vă sărută, vă ia pe sus, vă rupe hainele. Bine, nici chiar așa, că până la urmă cine le repară? În fine, poate că merită acest sacrificiu pentru acest moment de mare pasiune, da? Mai dăm o carte.
Parcă au fost patru la toate, nu? Parcă așa au fost. Nici n-am mai apucat să tai. Din punct de vedere sexual, să înțeleg că la ei energiile sunt mult mai, da, mai intense. 9 de cupe. Asta pentru că voi vă iubiți, le serviți această lecție. Lecție, sunteți profesorul lor spiritual a transformării emoționale. Decât să bei ceai cald, mai bine te duci ăla și îți încălzești. Ceaiul care e acolo în bucătărie sau îți faci altul, proaspăt, fierbinte, hot, hot, hot. Da, ce mai fierbinte decât această moarte? Moartea egoului, știți că moartea reprezintă orgasmul. E o mică moarte. Eros și Thanatos. Mm-hmm. Da, vor să fie vulnerabil cu voi. Simt că pot să fie vulnerabil cu voi. Simt că pot să aibă încredere. Și își doresc foarte mult să-i așteptați, eventual. În această călătorie de regăsire a lor, a sufletului lor, 8, să meargă înspre 9. Pentru că voi deja sunteți aici. Ba chiar mai mult. Probabil că unele sunteți deja, nu la 9 de cupe, împărătese, regine. Și ce obsesie are. Pentru că a fost suferință, iată. S-a dorit dragoste teribilă, regele de cupe. S-a dorit manifestarea acestei iubiri, dar probabil exprimarea sau situația actuală, căsătorie, ce-o fi fost, aventurism, a adus un sentiment de trădare, de suferință, de nesatisfacție, da? Și totuși, atracție este poftă, poftă, însă, probabil că o veți descoperi altă dată, dar eu cred că e mai degrabă transformată, da. Pofta aceasta, acest diavol este transformat. În preajma voastră n-are cum să se manifeste obsesia, experimentalismul, ci dragostea. Uniunea dintre două suflete, trup, minte, suflet, 9 de cupe. Speră. Acest personaj încă speră că vor putea să fie într-o legătură foarte profundă cu voi. Nu doar sexuală, ci și de lungă durată. Dar, probabil că pentru această stabilitate, ar trebui să mai așteptați. Voi decideți ce vreți să faceți. Eu am spus acum cam ce își doresc. Da, își doresc. Dacă o perioadă au fost între voi și soție, își doresc să pună capăt acestui trio, da? Și să vină înspre voi, să vină... Wow! Sunt foarte supărați, așa vă văd. Nu știu, nu, cum ce simt. Ei sunt supărați, așa. Dacă cumva vă mai duceți cu altcineva, auleu, auleu. Pentru că își dea seama că ei nu au fost la înălțimea voastră. Și dacă... Sunt alți oameni la înălțimea voastră și vă pot atrage, vă pot captiva. Foarte geloși. Interesant, frumos. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine, mă duc.